Bună tuturor și bine ați venit pe canalul Idei de Bricolaj. Astăzi vreau să vă prezint un fular foarte simpatic pe care puteți să-l purtați atât vara cât și pe timp de toamnă. Este un fular cu o structură foarte simpatică, cu goluri, după cum vedeți. Este făcut din piciorușe mici și cam așa arată. Mie îmi place foarte mult și se face și foarte ușor. L-am făcut în formă dreptunghiulară, în formă de triunghi, mă scuzați, și îmi place foarte mult fiindcă este destul de lejer, mi-a ieșit destul de mare și vreau să vă arăt și vouă evident cum se face acest fular. Și să începem, o să lucrăm cu un material de la Teddy. Acesta este, vedeți ce culoare este. Are 150 de grame și 150 de metri. Este potrivită pentru croșete de 5,5, însă eu o să folosesc croșeta de 6. Am scos deja mijlocul rolei și acum să începem să croșetăm cu un lanț de ochiuri. O să croșetez 8 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun, acesta este lanțul de ochiuri, după care fac un jeteu, introduc croșeta în primul ochi și fac un picioruș mare dublu, după care continui cu încă 8 ochiuri de lanț. Ok. 8. Întorc o dată și și croșetez un picioruș mic în arcul care s-a făcut, după care fac 5 ochiuri de lanț. După care fac un jeteu și croșetez de jur împrejurul arcului. Încă un picioruș mare dublu. Deci acestea sunt arcurile pe care le-am făcut până acum, arcele de fapt, și o să continui. Se fac câte 5 ochiuri de lanț în înălțime, ați văzut, și să continuăm cu următorul rând. Bun, avem cele 5 ochiuri de lanț. Și să continuăm. De data aceasta am 8 pentru că fac un nou rând. Mai croșetez de jur împrejurul arcului, fac un picioruș mic și acum 5 ochiuri de lanț pentru că continui în același rând și croșetez de jur împrejur. Ok, am făcut încă un picioruș mic și acum continui cu 5 ochiuri de lanț, după care fac un picioruș mare dublu de jur împrejur. Bun, și cam așa arată până acum structura fularului. Și vedeți că s-a făcut destul de ușor până acum și cam la fel continuăm cu încă 8 ochiuri de lanț, căci este un nou rând pe care îl facem, întorc o dată și croșetez în continuare cu piciorușe mici de jur împrejur, 5 ochiuri de lanț, încă o dată un picioruș mic, 5 ochiuri de lanț, croșetez de jur împrejur, iarăși piciorul mic și cam așa arată momentan. Bun, și cam așa arată, continui din nou cu 5 ochiuri de lanț și croșetez de jur împrejurul arcului. Bun.
Cam așa este triunghiul meu până acum. Observați cele patru arce din partea de sus, apoi 3, 2, 2 și 1 și continuăm croșetatul, cam asta mi-a ieșit între timp. Îmi place mult de tot acest model și materialul este foarte, foarte frumos, îmi place mult de tot cum se lucrează cu el. Bun. Și, evident, fularul poate fi purtat în jurul gâtului sau pe umeri și va fi foarte confortabil și simpatic, va arăta foarte bine. Trebuie să termin fularul. Și nu mai am destul material, pentru încă un rând am 160 cm în lungime, așa că aici o să tai firul și va trebui să fixez această parte. Ok, și sper că v-a plăcut acest clip. Dacă vreți să urmăriți mai multe, vă rog să-mi vizitați canalul și să vă abonați pentru a fi mereu la curent cu ceea ce postez. Distribuiți prietenilor voștri acest clip și ne vedem data viitoare cu un nou model de croșetat. Pa!